Neașteptata ninsoare și-a făcut apariția în județul Mehedinți. După zile întregi de iarnă, în care anotimpul nu ne-a oferit ocazia de a ne bucura de prea multă zăpadă, în sfârșit aceasta a ajuns și pe meleagurile mehedințene. În mai multe localități din județul Mehedinți, zăpada s-a așternut seara trecută într-un strat generos, atât spre bucuria celor mari, dar mai ales a celor mici. Fulgii de nea au îmbrăcat ca într-un basm comuna Codeanu din județul Mehedinți, chiar dacă au venit cu întârziere, deși sărbătorile au trecut deja, tot reprezintă o bucurie pentru localnici. Zăpada s-a așternut ca un covor imaculat și în comuna Balta. În câteva ore, zăpada s-a așternut de o palmă, astfel că ieri, seara, locuitorii comunei s-au simțit ca de Crăciun. Peisaj de iarnă în toată regula și la Cireșu. A nins ca în povești, localnicii s-au trezit azi dimineață ca au curțile pline de zăpadă. Zăpada și fulgii de nea sunt unele dintre cele mai iubite fenomene ale naturii, mai ales de către cei mici. În fiecare an, primii fulgi de nea și primul strat de zăpadă sunt motiv de bucurie și prilej de făcut bulgări și oameni de zăpadă. Pentru că în zona noastră nu ninsese, weekendul trecut, stațiunea Rânca din județul Gorj a devenit neîncăpătoare pentru turiștii veniți din toate colțurile țării.